Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre editarea clipurilor cu ajutorul aplicației OpenShot, tutorial în care ne propunem realizarea unui clip de prezentare al unei școli. Pentru început trebuie instalată aplicația OpenShot, aplicație care poate fi descărcată de la adresa openshot.org, OpenShot fiind o aplicație open source și bineînțeles gratuită, cu o interfață prietenoasă cu utilizatorul și cu funcționalități avansate de editare video. Poate fi instalată pe diferite sisteme de operare, Windows, Linux, macOS sau chiar Chrome OS. Odată acționat butonul Download, website-ul îți recunoaște automat versiunea sistemului de operare pe care l-ai instalat pe PC. După descărcarea și instalarea aplicației, procese ce nu implică pași dificili, poți lansa aplicația. La prima lansare se va proiecta o mică fereastră peste fereastra principală a aplicației, în interiorul căreia poți parcurge câțiva pași prin care poți descoperi aplicația. Prin acționarea butonului Next, îți sunt prezentate diferite zone ale interfeței aplicației. Zona fișierelor proiectului la care lucrezi, zona numită timeline sau cronologie în care vei adăuga elementele multimedia ce dorești să apară în clipul tău, zona de previzualizare în care poți vedea cum arată clipul tău la un moment dat și zona de unde poți exporta clipul la sfârșitul procesului de editare. Toate aceste zone pot fi configurate după dorințele utilizatorului, dar pentru început, pentru a ne fi cât mai ușor de utilizat această aplicație, vom alege un mod de vizualizare cât mai simplu. Astfel, din meniul View, vom alege submeniul Views și apoi opțiunea Simple View. Pentru început, trebuie să importăm elementele multimedia în proiectul nostru prin elemente multimedia, înțelegând clipuri, imagini și sunete, cel mai ușor fiind prin metoda drag and drop a acestor elemente, astfel în zona fișierelor proiectului apărând o mică imagine corespunzătoare fiecărui fișier în parte. O altă metodă de a aduce elementele multimedia în proiect este acționând butonul sub forma unui crucilițe de culoare verde, acțiune ce deschide o fereastră de tip Explorer, prin intermediul căreia putem alege fișierele pe care dorim să le introducem în proiect. Dacă se execută un clic dreapta într-o zonă liberă, din interiorul zonei fișierelor proiectului se poate ajunge și mai ușor la opțiunea Import Files, care deschide acea fereastră de tip Explorer. Deci există mai multe opțiuni de a aduce fișierele multimedia în interiorul aplicației OpenShot. Toate aceste elemente multimedia pot fi filtrate după tipul lor, acționând una din opțiunile de deasupra zonei fișierelor proiectului. Dacă se acționează butonul Video, vor fi afișate în această zonă doar fișierele video, butonul Audio pentru fișierele audio și butonul Image pentru fișierele care conțin imagini. Dacă se dorește afișarea tuturor acestor elemente, se acționează butonul Show All. Dacă, de exemplu, am importat foarte multe fișiere și dorim să căutăm un anume fișier, o putem face scriind în zona de căutare numele fișierului pe care îl căutăm. Dacă se dorește o previzualizare a unui element adus în aplicația OpenShot, se execută un clic dreapta pe fișierul ce se dorește a fi previzualizat și din meniul contextual apărut se alege opțiunea Preview File. Această acțiune ducând la deschiderea unei noi ferestre în interiorul căreia se va proiecta respectivul clip.